Angajații din penitenciarul Baia Mare se pregătesc de proteste. Reprezentanții acestora la nivel central au purtat discuții cu ministrul Justiției Tudorel Toader, însă acestea nu s-au încheiat cu rezultate concrete. Motiv pentru care cei care lucrează în sistemul de detenție, inclusiv cei din Maramureș, sunt deciși să-și continue acțiunile sindicale. Lucrătorii ce își desfășoară activitatea dincolo de porțile penitenciarelor doresc să primească majorarea de până la 15%, pe care au primit-o toți colegii lor din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională. De asemenea, cere luarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, dar și ca bugetul penitenciarelor să nu mai fie redus cu alte 57 de milioane de lei la viitoarea rectificare bugetară, asta având în vedere situația subfinanțării sistemului. Până în prezent a fost depusă către conducerea unității notificare prin care sindicatul, eu în calitate de reprezentant al Sindicatului Național al Lucrătorilor de Penitenciar, filiala Penitenciar Baia Mare, am depus notificare prin care înștiințez conducerea unității despre dezacordul privind depășirea plafonului de 180 de ore suplimentare pentru anul 2017. Totodată, angajații penitenciarului au depus notificări către directorul penitenciarului prin care își exprimă dezacordul de a fi planificat în muncă suplimentară, începând cu 1 august 2017. Flaviu Cosmuț afirmă că în 17 august este planificat un meeting de amploare la Ministerul Justiției, la care vor participa și salariați din penitenciarul Baia Mare. Momentan întocmim listele cu participanții, ne vom deplasa într-un număr rezonabil încât să nu afectăm nici activitatea penitenciarului. 170 din cei 200 de angajați ai penitenciarului de la satul Nou de Sus sunt membri de sindicat.